Pacienții din zona Râmnicu Sărat care au nevoie de îngrijiri medicale de urgență ar putea avea mari probleme în această iarnă dacă drumurile vor fi blocate de viscol sau polei. Este și îngrijorarea Corneliei Pușcașu, consilier local PNL, care a fost transmisă autorităților locale în condițiile în care de la sfârșitul lunii martie, de când Spitalul Municipal Râmnicu Sărat a devenit unitate suport pentru COVID-19, pacienții din municipiu, dar și cei din localitățile limitrofe, au rămas fără servicii medicale de urgență. Reprezentanta PNL consideră că autoritățile din Râmnicu Sărat trebuie să fie foarte vigilente și precaute, astfel încât să evite orice problemă ce ar putea fi generată de condițiile meteorologice nefavorabile. Autoritățile din Râmnicu Sărat au făcut nenumărate demersuri către Ministerul Sănătății și Direcția de Sănătate Publică Buzău în vederea redeschiderii spitalului municipal, însă apariția celui de-al doilea val al pandemiei face imposibil acest lucru. Primarul municipiului spune că va informa prefectura Buzău cu privire la situația delicată de la Râmnicu Sărat. În anii trecuți, drumurile blocate și circulația îngreunată de nămeți au creat mari dificultăți ambulanțelor care nu se puteau deplasa la locul urgențelor. Acum îngrijorarea oamenilor este cu atât mai mare cu cât spitalul din Râmnicu Sărat nu mai poate acorda primul ajutor medical.